Dublu Impact cu Ionuț Bodonea și Andrei Lăcătuș. Merge, da? Bună seara, bine ați venit la Dublu Impact, e trecut de ora 18, noi suntem gazdele voastre, Ionuț Bodonea și Andrei Lăcătuș, invitatul nostru de astăzi, Răzvan Exarhu. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Dacă îmi dai voie, hai să începem cu o poezie. Alergătorul, Alergătorul de Marin Sorescu. Un câmp pustiu, bătătorit ca un drum și din când în când câte o carte. La distanțe foarte mari, vreo carte fundamentală, tare ca piatra. Vine unul, gâfâind de mușchi, sănătos ca un zeu nou, și scuipă pe ea. Pe fiecare la rând, calcă peste ele dumnezeiește. A obosit, a mers destul. Câmpul se întinde înainte pustiu, bătătorit ca un drum. Alergătorul cade jos, moare. Devine carte fundamentală. Ultimul cuvânt, semn peste care nu se mai poate trece. Se aude un gâfâit. Din spate răsare cineva. Un alergător se oprește, scuipă pe semn și se pierde în zare. Nu voiam să te întrebăm nimic în legătură cu asta, pur și simplu mi-am dorit foarte mult să începem emisiunea cu o poezie de la Marin Sorescu și ești ultimul invitat din sezon și era ultima mea șansă. Mulțumesc. Da, e bine. E simpatic, Sorescu. E mișto. Da. Ai așa. Ceva din el. Asta e de la mine. Simt că ai uneori plăcerea asta de a observa detalii în comportamentul omenesc și a le procesa un pic mai mult decât cetățeanul de rând, a le da un sens și apoi a le transforma în postări pe blog, cărți, emisiuni la radio și mi se pare că faci treaba asta. Vreau să știu dacă o faci conștient. Observația. Probabil că practic inconștient un anumit tip de poezie mai degrabă decât că observ oamenii. Sigur că te inspiră, că poți să faci glume proaste la nesfârșit, dar e important să vezi ce ne leagă de fapt și dacă observ ceva, e ceva ce avem cu toții, nu e ceva care ne diferențiază și asta e partea care îmi place mie. Răzvan, îți mulțumim foarte mult că ai venit și că ne-ai adus un cadou. Da, așa, era momentul să vă dau cadoul, da. Iar voi erați surprinși. Oh, wow, oh, nu pot wow. Să cred. Extrem de previzibil să fie oare. Eu nu ți deschide punga în acest moment pentru ascultătorii noștri. Da, este o sticlă de Prosecco. E cava, să știi. Cava este băutura spumantă făcută de spanioli, seamănă destul de mult cu metoda tradițională, adică e un fel de șampanie incipientă, dar, și facem schimb? Ce mă bucur, mulțumesc. Uite, în această pungă frumoasă, ți-am la prima vedere ceva? Aș fi zis că sunteți previzibile, altfel e un pleonasm, adică să vin și să plec un spumant la mine. Mulțumesc. Cadoul nostru pentru tine, tot mulțumesc. Un spumant. Aș vrea să ne spui tu ce este, pentru că noi nu știm. E foarte bine, un Valdo Biadene, da, suntem bine. E un Prosecco, da. Eu nu am o problemă cu Prosecco în sine, dar e bine, e de OGG, deci e foarte bine. Și bea orice fel de spumant, numai să fie o experiență. Față de ce ne-ai luat tu, e mai scump al nostru, e mai bun? E posibil să fie puțin mai scump, dar prețurile se exagerează, să știi. Ok. Important e gestul. Hai să trecem la mâncare. Hai să trecem la mâncare. Răzvan, uite, noi îți apărăm la ușă. Cu ce ne servești? Păi vă fac omletă, că e mai simplu. Adică nu vă face nimeni, nu o să mâncați niciodată o omletă ca a mea în viața asta, dar... De ce? Păi, nu știu, nu se face, nu se mai face. Cum se făcea? Cum se făcea înainte, ouăle lui Răzvan, cum? Da. Cum le, ce care e omleta ta signature? Păi nu e una cu ceva în ea, e felul în care tratezi gălbenușul. Cu indiferență. Nu, cu grijă, tocmai că lumea arde omletele, le prăjește prea tare, în primul rând nu are sens să folosești ulei niciodată, doar unt. Corect. Da? Dacă mai și folosești unt clarifiat, care înseamnă că nu mai are apă în el, e și mai bine. Și pe urmă, tratamentul, omleta nu trebuie să aibă urme de arsură, trebuie să fie galbenă, intactă, să fie pufoasă, moale și înăuntru puțin cremoasă. Adică galbenușul ăla de deasupra nu se coace complet, el se coagulează, e pasteurizat, nu e nimic din el, dar rămâne așa ca un fel de cremă de ou și aia e șmecheria la om. Și după aia faci tu ce vrei, pui ce vrei pe ea, nu mai contează. Dar ăsta e finalul, știi? E ca un norișor, e ca și cum ai amestecat norișor. Aia e omleta perfectă. O sărbătoare în gură, cum spunem noi. Genul ăsta, da, un fel de, da. Asta a fost un preambul foarte bun pentru rubrica noastră Clișee jurnalistice. Așa. Bine ai venit la Clișee jurnalistice. Dacă ar fi să mănânci un singur lucru toată viața ta, ce ai mânca?
Aici sunt mai multe, dar cred că mazăre. Mazăre? Mazăre, mazăre, da. Din salata de băf sau? Și salata băf, dar aș putea să mănânc oricâtă salata băf. Sunt absolut disperat. Da, și eu sunt convins că avem un stomac separat pentru salata de băf, cel puțin la sărbători. Da, ele are locul lui. Un concept care îmi place, e mișto. Are locul lui. Da, da, da. Pâine cu unt, cred. Pâine cu unt, da, și pâine mazăre. Bună cu unt bun și cu sare bună. E ce suficient. Simplu. Răzvan, ai jumătate de secol, conform Wikipedia, dar arăți foarte, foarte bine. Care este secretul tău și nu ai voie să spui un pahar de spuman dimineața? Un regim intens de alcool și droguri, strict de alcool și droguri te poate aduce aici. Nu, mă mișc și în general cred că râd. Cred că asta e formula. Râzi. Mulțumesc. Mai... Adică ai încercat să-mi faci un compliment. Da, nu, a fost. Și a l-am fost. Acceptat, da. Păi uite-te puțin și la colegul meu Andrei, în care da, asta râde de mult și uite-l săracu, e din ce mai rău. Măi, cred că am o relație destul de bună cu capul meu și serios asta mă face să mă simt bine. Adică nu e aia cu tinerețea, adică sunt niște prostii. Dar da, mă simt bine, mă mișc destul de mult și mențin acest regim de spumant care e ascensional, știi? E bulele astea se duc în sus, așa, e foarte important. Și ca să încheiem rubrica de clișee jurnalistice, te-a bătut vreodată gândul să pleci din România? Da, când eram mai puștean. Am vrut să plec. Unde? În state voiam să merg. Și aveam și un unchi acolo și m-am gândit că mă va ghida. Dar între timp am descoperit radioul. Nu știu, coincidență? Nu cred. Dar nu prea... Adică nu știu, nu ai cum să judeci chestiile. Te gândi ce ai fi făcut acolo? Te duceai în state să ce? Ce pregătire? Nici mai vagă idee. Nu știu. Somelier? Adică, somelier? Nici pe asta nu aveam. Nu. Beam băuturi carbogazoase răcoritoare pe vremea aia. Nu, okay. Nu simțeam nimic aici. Eram completament înăuc. Ai zis că te-ai apucat, da, de radio. Hai să mergem cronologic pe vremea asta. Ce era în capul vostru? Tu ai intrat într-o generație de radio care pe noi ne-a inspirat foarte mult, lângă care noi am crescut. Și sunt curios acum că suntem și noi în fenomenul ăsta și putem să-l vedem din interior. Sunt curios ce era în capul vostru, sunt curios ce vă propuneați. Să fiți niște oameni spirituali la radio, să inspirați mai departe alți oameni, să fiți doar niște tip funny. Să salvați lumea. Să agățați mai mult. Nu-mi dau seama cum se vedea din gașca voastră. Bine, asta cu agățatul era pleonasm. Îți dai seama că toată lumea se gândea la asta. Nu atât de mult ca Vali Bărbulescu, dar da. Da, e adevărat, nimeni nu a făcut asta. Cred că ne doream să schimbăm lumea, pe lângă faptul că ieșeai din mulțime, deși nu te știa nimeni. Ăsta era un avantaj mișto atunci, că omul de radio era un necunoscut. Nu se vedeau fețele. Da, asta da, doar că aveați o voce extrem de puternică. Am senzația că au rămas cele mai multe vorbe în popor de atunci, de la oamenii de radio. E adevărat și asta. Era și un moment în care radio era important. Era locul în care de unde începeau și se încheiau discuțiile. Ele erau amplificate, sigur, de presă, dar radio e un mediu viu și care ajunge la oameni ușor, care le imprimă oamenilor energia de care au nevoie sau de care n-au nevoie. Îi mută de colo-colo. Radio este viu pentru că e practicat de oameni vii pe viu. Și de aici. Și cum te simți acum, în 2019, la Morning Glory, făcând show-ul ăsta, care simți că e misiunea ta acum? Bă, e aceeași. Eu sunt același individ. Am aceleași probleme, am aceleași apucături. E posibil să și spun o parte din lucrurile pe care le spuneam, pentru că, practic, ești în același moment. Iar eu mi-am dorit dintotdeauna să mă întorc la matinal, pentru că așa am început. Eu matinal am făcut știri întâi și după aia matinal. Dar... Aveam sentimentul ăsta de responsabilitate față de oamenii cu care vorbești dimineața, pentru că într-un fel îi ai în grijă și ei se trezesc la fel de mofluzi cum sunt eu, că și eu sunt mofluz dimineața și, nu știu, azi am o stare proastă de o săptămână, sunt nervos așa, sunt... Ei, pe mine radio ăsta mă ajută să mai dau dracii afară din mine și îi dau oferindu-le celorlalți un cu totul alt tip de energie decât am eu în mine. Asta e miracolul radioului pentru mine. E o, nu știu, exorcizare, dar nu știu. Vreau să știu care era cel mai, asta e, dacă vrei, un cancan pentru mine personal, care era cel mai enervant coleg de-al tău din prima generație de radio din care ai făcut parte? Și hai să-i enumerăm un pic,
vorbim aici despre Dobrovolski, Craioveanu. Dobrovolski a venit târziu. Da? Și Craiova la fel. În afară de Gheorghe, care oricum era enervant săracul, și îmi pare rău de el, foarte rău. Eu mă loveam cel mai mult de oameni cu care eram într-un fel de competiție. Acum și cu Gheorghe eram practic astrele care se roteau așa. Dar cred că Vintilă. George sau? Marius. Marius, că eram și colegi de facultate, am fost și colegi de cameră. Cu Andy eram într-o competiție. Andy făcea emisiunea de după matinalul meu și ne și băteam. Foloseam o carte a lui Michael Jackson, da. Aveam Moonwalk, cred că se numea. Era o mizerie atât. Era foarte mare, foarte, foarte mare. Și ne așteptam pe după colțuri, pe lângă studio, și ne trăgeam câte o carte din aia în cap. Mă rog, când unul, când celălalt. Adică, sau toți în același timp. Era o atmosferă foarte mișto și foarte vie. Și lumea era foarte preocupată să performeze, să facă emisiuni mișto. Și radio era centrul universului, practic. În ziua de azi putem să ne batem cu documentarul lui Michael Jackson acum. Da, asta da, cu caseta. Da. Mersi, mi-am satisfăcut curiozitățile din perioada asta. Eu nu ți-ai legătură. Am și eu o întrebare un pic mai serioasă. Știu că ai dresat un pisoi birmanez să facă aport. Da. Cum ai reușit să faci asta? Cum îmi pot dresa și eu pisica birmaneză să nu mai ascute ghearele de canapea? Măi, pisica mea cred că a și fost admonestată de foarte multe ori. Adică a încercat foarte mult timp să vină să doarmă cu mine. A avut culcușul ei în altă cameră și n-am lăsat-o niciodată. Era motan, deci era destul de periculos. Dar cred că era el o excepție. Cred că a fost un caracter mișto. Dar mă jucam cu el și în felul ăsta, dezvoltând distanțele, a început să mi le aducă pentru că a văzut că mi se întâmplă ceva. Probabil că îi dădeam și o recompensă, nu știu. Eu am avut câine mai de mult și îmi plac câini, pisicile nu-mi plac. Dar ăla a fost găguț, l-am găsit pe stradă și l-am luat. Dar în rest nu sunt așa cu pisicile. A funcționat, domne, a funcționat. Da. A funcționat. O să te învăț și pe tine, Andrei, în curând. Să aduc? Da. Bine. Poate fi și curentat din când nu am glumit. Am văzut că la emisiune, pentru că noi îți ascultăm emisiunea de în reluare. Atunci când ajungem acasă, ne uităm pe YouTube de cele mai multe ori. Abordezi extrem de multe probleme din toate domeniile și în special problemele spinoase ale României, așa că am creat o rubrică special pentru tine, se numește Probleme spinoase. Întrebarea unu. Așa e că e așa, da. Port spinos și... Da. De ce nu avem late night show în România? Și de ce te întreb asta? Pentru că ai avut și invitați foarte mulți oameni care ar putea să facă un late night show în România. Am avut, scuze, paranteză scurtă, show de seară. Am fost noi invitați și după 4 episoade s-a anulat. Deci, de la noi. Mai chemați-ne că avem grijă de voi. Păi și eu pot să fac un late night acum. Dar cred că nu e... Nu trăim în genul ăla de civilizație în care lumea consumă entertainment cu relaxare. Noi suntem încă foarte încordați. Ne uităm la programe din astea care vorbesc cu toată lumea și nu ne pun probleme. Un late night după mine stabilește direcțiile. E locul în care se vede ce se va întâmpla mâine, la ce se va râde mâine, ce artist va urca mâine în topuri. Adică e locul în care, într-un fel sau altul, ceea ce a făcut, de exemplu, Călinescu în vremea aceea, se stabilea agenda țării, într-un fel sau altul. Era toată lumea acolo și așa e normal. Toată lumea să treacă pe acolo și mai ales făcea acest mod ironic de a privi realitatea, îl transforma într-un tip de dialog acceptabil. Adică toată lumea accepta că un alegător poate să facă mișto de un politician. Și tot așa, adică toată lumea este supusă glumelor. Nu sunt subiecte tabu și putem face dialogul o măsură a societății noastre. Și de fapt aici lipsește. Noi suntem încordați, dăm cu pietre încă. Dar nu mai bine îl folosim ca un medicament? Adică decât să așteptăm să ne facem noi bine de la sine, să treacă răceala și să putem să luăm un late night show, nu mai bine luăm un late night show pe post de medicament ca să ajungem acolo? Adică hai să-l forțăm. Mie îmi pare foarte rău că nu există așa ceva, mi se pare că e mare păcat, ai foarte mare dreptate. Un alt motiv mi se pare și faptul că nu avem invitații destui pentru un late night show sau oameni care să se preteze unei astfel de emisiuni și care să vină destul de relaxați acolo.
Mai este și asta, anume că la noi pare că totul trebuie înregistrat sau că nu e, cum să zic, nu funcționează în mintea oamenilor sentimentul ăsta că, uite, s-au aprins luminile, camerele merg, eu trebuie să fiu foarte bun în momentul ăsta. Adică eu eventual am și ceva de spus, am și vorbit cu un om și urmează să port un dialog cu un tip care îmi place și profit de momentul ăla și mă ajut și pe mine și l-ajut și pe ăla. Acest tip de dialog pentru care oamenii sunt educați în state, în Anglia, mă rog, în care lumea vorbește spontan și bine pe stradă, nu există aici. Mă rog, și voi înțelegeți asta, da. Și eu fac asta. Băi, ai invitați de care tragi, faci tumbe în jurul lor. Da. Lumea zice, mamă, ce mișto a fost. Da, a fost foarte mișto, dar nu m-ai văzut pe mine, că eu făceam să-i stea părul, nu știu cum, că făceam curent învârtindu-mă în jur. Cam așa, cam asta e. Adică e o spaimă încă. Mai ții minte cum fugeau oamenii când le puneau un microfon în față, da, în urmă cu 10 ani? Ei, asta în adâncuri nu s-a șters. Oamenii sunt încordați, le e frică. Avem și le e frică să vorbească. Și le e frică să fie autentici. Toată lumea trebuie să fie fardată. Nu numai de oamenii de pe stradă putem să vorbim așa, dar la noi nici profesioniștii nu sunt... profesioniști în showbiz. Vorbeam mai devreme cu Dor Octavian Dumitru într-o altă ediție și ne-a zis, și îl cred, la noi nu se simte că există o școală de showbiz, nu există așa ceva. Te duci în străinătate, te duci în America, tot ai zis, oamenii ăia cresc valori pentru showbiz. Cresc artiști, îi cresc, e o școală pentru așa ceva. La noi devii cumva o persoană în lumina reflectoarelor și nu știi cum să te comporți când ajungi acolo. Mie mi se pare că adică eu nu pot să fac legătura între Răzvan, cel de pe stradă, și nu pot să nu fac legătura, da. Sau nu pot să-i separ Răzvan de la radio și Răzvan pe stradă. Bun, nu vorbesc atât de mult în general. Eu îmi consum doza de vorbit pe zi dimineața, da, la radio, înțelegem. Dar în rest, mie mi se pare că e o școală incredibilă pentru a te deschide, a spune repede și bine ceea ce ai de spus, a te concentra, nu-i teroriza pe ăilalți, nu poți să devii un magnet pentru toată lumea, faci invers, devii un narcis, știi? Da. Devii un partener bun de dialog și un individ care e atent, îți dezvoltă infinit de multe calități. Așa. Să știi că pot fi de acord cu tine, eu am început să fac emisiune cu ei acum 3 ani, total aleatoriu, eram scriitor pentru matinal și s-a îmbolnăvit el. Și au zis, vineri, vin, nu știu, luni, 2 săptămâni maxim, că avem nevoie de un om. Și, na, cum se fac 4 ani în primăvară, și asta am observat și eu. Mulțumesc, fiind un tip mai... N-a zis nimeni că o faci bine, dar o faci. Am zis că o fac bine, dar pot să zic că m-a ajutat foarte mult la a vorbi mai mult conținut cu mai puține cuvinte și la a trece un pic de frica asta de a vorbi în public. Deci, ei, apucați-vă de radio. Da, e o școală bună. O altă problemă spinoasă... De ce este Cabral singurul prezentator masculin de culoare din România? De atâția ani nu s-a mai găsit unul? Ce se întâmplă cu noi? Cum vedem televiziunea? Cât de deschiși suntem? Eu cred că ești rasist. El este singurul prezentator înalt. Tu te concentrezi pe chestii irelevante. My bad. Sorry. Scuze-ne, Cabral. Scuze, Cabral. Știu unde stă și Robert, ok. Ultima problemă spinoasă a țării, pe care încercăm să o rezolvăm astăzi la Dublu Impact, alături de Răzvan Exarhu. De ce ne plac atât de mult manelele? Iată, la asta vor răspunde oamenii de știință, de la Antipa. Și primarii din Timișoara. E incredibil, da, cum în trending și în momentul ăsta ai cel puțin 5 piese din zona asta. Nu știu, e o chestie balcanică. Acum știu că cred că nu o să mai fie corect politic să le spui manele. Nu? Da, cred că va fi muzică balcanică, așa îi spun, așa se vinde în orice caz. Pop balcanic. Da, e ceva foarte rău. Înțeleg linia melodică, da, știu ce zici, da, e atrăgătoare, dar textul și... Da, să știi că asta cu textul nu mi se pare că e un filtru bun, pentru că poți să iei foarte multe texte din muzica rock și să vezi că sunt la fel de jenante ca și astea alte. Adică nu e. Oriunde patima textului lovește necruțător. Nu cred că e bine. Care e maneaua ta preferată? Da, nu știu, sunt completamente... Ești mai mult în manele vechi, Adrian Minune, sau manele noi, Jador? Cum... Inevitabil am fost expus la începuturile manelismului, când au apărut Azur, Pescăruși sau cum îi chema, Albatros. Și genul ăla. N-ai prins celebra colaborare între Adi Minune și Costioniță din perspectiva fanului?
N-ai, e noapte și e târziu viața mea, nu? Nu. Nu, așa sunt zilele mele, măcar acum că intră. Poate de asta și mă simt sau arăt atât de bine că m-a ferit Dumnezeu. De manele. Foarte bine. Ce sfat? Da, asta cu datul sfaturilor... Mergea la clișee mai devreme. Mergea la clișee jurnalistică. Dar ce sfat ai da unor prezentatori de radio la început de drum? Pentru că vorbeam mai devreme și spuneați amândoi că ok, apucați-vă de radio, e o școală bună și e o școală bună pentru viață, dar nu prea se mai apucă lumea. Mie așa mi se pare cel puțin. Nu știu dacă mai există dorința aia printre puștii de liceu să facă radio, să ajungă acolo, să... Mamă, ce tare că uite, o să am un microfon în față și o să vorbesc națiunii. Dar ce sfat ai da unui om care vrea să facă asta? Păi să învețe să vorbește, în primul rând. Este. Să învețe să scrie, să citește, da, și să-și folosească vocea și mai ales să fie curios de ce se întâmplă în jurul lui. Să fie atent la oameni și să încerce să găsească modalități de a ajunge la ei. Asta te ajută să te înțelegi pe tine și să-i înțelegi pe ceilalți, să le anticipezi gândurile, să faci ceva astfel încât să ajungi ușor la ei și ei să se identifice cu tine. Multă lume spune că radioul e pe ducă de când cu internetul, deși nici noi nu suntem de acord aici, pentru că, după cum ai spus, tu are componenta asta de ceva viu. Dar cum îl vezi în 50 ani? Cred că va fi măturat într-un fel de valul ăsta de... Podcasturi? Eu asta cu podcasturile nu înțeleg. Alea sunt niște emisiuni de radio care n-au fost difuzate la radio și sunt de cele mai multe ori foarte prost făcute, foarte prost produse. Adică par niște emisiuni de radio din anii 90. Da, radio pirat. Da, genul ăsta. Adică mai toate podcasturile din punct de vedere audio mie mi se par niște o rușine. Ok. Jenantă. Țelele e... Da, foarte, foarte lung și nu înțeleg de ce. Adică ele pot să încapă într-un talk radio, oriunde, în orice format din ăsta care ține de vorbă, de talk show. Dar nu urmărești niciun podcaster? Sunt câteva, dar n-am răbdare. Nu, Joe Rogan sau... Nu sunt foarte bun consumator de chestii din asta. Prefer muzica. Deci e posibil să... Nu cred că podcastul va fi, ci mai degrabă zona de discurs din vlogging, partea ailaltă, cred că va înghiți încet, încet internetul, pentru că are legătură cu o altă boală a noastră, care este a noastră, a oamenilor, narcisismul. Și atunci cred că genul ăsta de oglindire, eu sunt narcisist, me narcisist, you narcisist, cred că va funcționa foarte bine. Adică lumile astea se contopesc și cred că în momentul în care hoardele de ascultători vor năvăli într-un fel prin reprezentanții lor, pentru că vor pune niște impostori. E revoluția impostorilor, da, următoarea revoluție. Da. Adică nu va mai conta ce știi, nu mi se pare că profesioniștii de radio mai sunt o opțiune. Ăsta e momentul, știi? Dacă un băiat care pur și simplu vorbește despre el și are și un diagnostic, poate să aibă un diagnostic, devine credibil, e nasol. Și s-a terminat. Se întâmplă asta. Adică cred că de aici vine problema. Ai avut vreodată sindromul impostorului? Eu îl am. Tot timpul. Îl trăiesc, mă mănâncă pe interior de foarte multe ori. Vreau să mă apuc de stand-up acum, am fost de 6 ori la open mic, de fiecare dată m-am gândit dacă mă descoperă ăștia acum. Dacă se prinde lumea, că eu de fapt nu sunt amuzant. Măi, oricum, lumea crede că e suficient să fii impostor, dar ca să ajungi într-o poziție în care ne aflăm noi, sunt ani lungi de impostură. E o artă. Mult efort. E o artă. Este timp investit. E o carieră construită pe impostură și dusă la cel mai înalt nivel. Ce impostură frumoasă aveți. Și să vrei, nu te mai crede nimeni acum. Foarte bun, foarte bun. Asta ne face să mergem în mod logic la rubrica noastră Întâmplări paranormale cu oameni normali. Aș vrea să începem cu două ușurele, ușurele de tot. Asta e de săptămâna asta. Trei români au furat 5 statui din orașul Bruj, un simbol al orașului, un grup statuar, și le-au dus la topitorie ca să vândă bronzul. Cum îți explici? E pe bune? Este super pe bune. O statuie de vreo 2 tone. Două tone? Da, sau o tonă și ceva. Trei români. Puternici. Era simbolul orașului, eu îmi imaginez chestia asta și dacă s-ar fi întâmplat în Bruxelles, de exemplu, să ia mannequin Peace, să-l ia pe la micu, să-l ducă la... La topitorie și ea la topitorie, ce seamănă cu simbolul nostru. Mie mi se pare interesant. Vezi că, dar ce era? Ce reprezenta? Ce statuie erau? Da.
cai și oameni pe cai, probabil. Nu știu să zic. A, păi sau au zis că ăștia... Sunt ai mei. Stop, ai mei. Da. Sunt ai noștri, nu. Încă una ușurică. Nothing din astea cu organe expuse, că dacă e așa, respect. Nu, nu, da, nu, da, da. Nu. Deci suntem bărbați, nu atingem așa ceva. Deși statuile noastre le-au mai mari, dar în fine, da. Impostoria, da. Că tot am vorbit. Aia. Impostoria, da, când îți faci statuie singur. Asta e un evergreen. Am vrut să-l aducem în discuție, nu neapărat că ar mai fi o știre, dar e ceva ce ne definește și îmi place extrem de mult. Da, este. 120 de români, acum 2 ani, au fugit dintr-un restaurant din Spania, după ce și-au făcut nunta acolo, fără să plătească, și au reușit să-i inducă în eroare pe chelneri, fiindcă au ieșit în pași de dans conga din clădire. Minunat asta. Îi admir pe aia. Senzațional. E cea mai mișto ieșire din situație. Mi-ar fi plăcut să pot să fac asta, da. Despre ce mobilizare e vorba aici? Despre walkie-talkie-uri, despre un plan bine pus la punct dinainte. Să nu rămână cineva în spate. Ăsta e un flash mob. Pe bune, e da. Exact ce... Cum ne vorbim să știm, băi, când vezi pe ăla că s-a dus nășica, a ieșit pe ușă, te duci după ea. Păi cred că din om în om. Din până om? În spate. Până da. În fund la taxatoare. Până în fund la taxatoare, da. Și mie mi se pare, sunt invidios. Adică e o idee minunată. Fenomenal. Da. Ar trebui să fie școală pentru asta, jur, ar trebui să existe școală. Păi școală de hoți avem. Există asta? Există, cum să nu a fost da. Și... Erau... E în piața Constituției. Acolo se țin cursuri. Singura școală profesională care funcționează cu adevărat în România. Și de rezultate. Nu, așa. Am una care vine de la soția mea, mi-a povestit-o aseară. Asta e o întâmplare din centrul Bucureștiului. Există tramvaie care opresc în stații fără refugiu. În momentul ăla am învățat și eu la școala de șofer de curând că trebuie să oprești în spatele tramvaiului cât timp deschide ușile. E, o mașină n-a oprit, a ajuns până la mijlocul tramvaiului și a dat seama, s-a oprit acolo, aia era. Călătorii ce urmau să se urce în tramvai, stăteau pe trotuar, trebuiau să ocolească mașina cumva. O doamnă de 60 de ani nu ocolește mașina, se duce direct la portiera din spate, o deschide, dă să se urce, vede că e plin. Închide portiera, ocolește mașina, se urcă în tramvai și pleacă. Asta e paranormal, din punctul meu de vedere, nici n-aș putea să-mi explic ce s-a întâmplat acolo. Vă jur, nu e o știre, e doar o întâmplare văzută. Păi, o fi zis că a oprit în stație. Da, normal, ia nici pe a văzut că e plin, tramvaiul mai gol, hai să iau tramvaiul totuși. Când ne simțiți ăștia, mai mașină. Tineri s-au urcat înaintea mea. Poate în mașină mirosea mai frumos, preț. I-a făcut preț, i-a dar tramvai. Aștepta să ridice cineva, că a văzut-o că e în vârstă, să-i cedeze locul. Cedea locul banchet. Bun, o altă curiozitate personală, care poate să intre și la clișeul jurnalistic, dacă vrei. Cum ai simțit schimbarea tehnologică din domeniul tău? Că până la urmă ai început radio într-o altă eră. În era casetelor. Tehnologic vorbind. Și a magnetofonului chiar. Aveți magnetofon? Da, reclamele erau pe magnetofon. Și erau niște băieți care chiar le făceau. Lipeau bucățele de bandă. Sunt fanul lui și acum. Nu știu cum poți. Artist. Se lipeau, așa, bucățele mici de bandă, care erau sunete, voci, tot. Care era cel mai mare grad de multitasking la care ai reușit să ajungi? Vorbeai, schimbai casete în același timp și mutai și... Păi am avut o perioadă când lucram cu... 6 surse de sunet în același timp, 7, da. A, mai dai și telefoane, corect, mai aveai... Aveam cel puțin 2 fonduri sonore, aveam alea din filme, aveam fundaluri sonore care mergeau din mai multe surse. Am făcut o emisiune în care m-am înregistrat pe mine, vorbind. Vorbeam despre traducere și despre faptul că nu ne înțelegem și că ar trebui un traducător pentru noi, oamenii, ca să ne înțelegem. Și atunci am folosit prima emisiune despre chestia asta, în care unul a vorbit sub mine în ungurește, traducând emisiunea în ungurește, el citind dintr-un roman cultist rusesc. Era un operator din ProTV. Și toată lumea a zis, a, ungur, de special am făcut-o. Pe ăla l-am găsit, că nu aveam altul. Și emisiunea a devenit fundal pentru a doua emisiune și eu mă auzeam vorbind de 2 ori, m-a luat capul, am făcut-o de 4 ori. La a patra eu vorbeam de 3 ori deja cu mine și chiar mi-a fost foarte greu să vorbesc. Era foarte disturbant. Cumva a inventat filmul Inception înainte să inventeze. Ceva de genul ăsta, da. Unde e? Se găsește pe undeva emisiunea? Vrem să o punem pe fundal acum, da, să vorbim noi peste ea. Ar trebui să o am în arhiva mea, da. O
O să caut, o să-mi digitalizez niște emisiuni. Pentru binele internetului, da. Serios, că uite, asta e o idee care dacă ne-ar fi venit nouă... Mi-a zicea, te-ai cu... Ce e asta, mă? Ce prostie asta, nu mai bea, nu mai bea, Andrei. Mă, schimbați-i pe ăștia. Foarte, mamă, ce mișto, aș fi vrut să fi fost a mea ideea asta. Da, mie mi se pare foarte mișto. Pe de altă parte, gândește-te că am început să folosim astea, sample-uri din povești, din Mama Măsii, cu pick-up. Potriveam șănțulețul 300 când începea scufița roșie sau lupul să zică nu știu ce. Adică asta era metoda. Te dai de pe disc. Și ulterior, da. Acum 2019. Am luat interviul lui Iorga, lui Titulescu. Erau interviuri Alexandru Iancuza întârzia tot timpul. Aveam niște discursuri de ale lor și le puneam întrebări din astea de zi cu zi și răspundeau bazaconii. Era minunat. Nu era grea, acum vorbind de realizarea unui matinal, nu știu dacă acum mai e cazul, probabil te-ai și obișnuit, dar nu era grea povara asta psihologică a faptului că în fiecare zi dată de la Dumnezeu tu trebuia să găsești și să faci lucruri nemai întâlnite, nemai văzute, nemai auzite la radio și să fii și amuzant și relaxat și orice ți s-ar fi întâmplat ție acasă să te duci acolo cu energie bună? Păi asta e complicat în continuare. E foarte greu. Dar e genul ăsta de energie pe care o activez. Nu știu cum. Nici eu nu înțeleg ce fac. Dar sunt așa ca un soldat. Eu mă trezesc, știu că mă duc, sunt așa când ajung la radio și dum, și fac așa. Taram. Asta e disciplină? Adică da. În ce moment ai simțit în viața ta că e importantă? Uite, eu trec prin asta acum. Am 31 de ani, nu m-am prins până acum. Până acum a fost așa, nu-mi dădeam seama, bă, care e, cum se conduce. Și la un moment dat mi-am dat seama, am zis, hei, disciplina e ceea ce ne separă cumva pe noi în valoare. Oamenii care au reușit tot timpul au fost oameni care au reușit să se disciplineze pe ei înșiși. Bine, nu, eram o pramatie, să nu înțelegi greșit. Pierdeam nopțile, nu dormeam. Sigur, e vorba și de o altă energie. Acum mi se pare mai important să am mintea limpede și, nu știu, mă culc, dorm niște ore. Nu mi se pare că... Eu aștept momentul trezirii. Eu sunt așa, adică dorm ca să mă trezesc dimineața bine. M-am defectat la cap. Am o problemă, dar respect genul ăsta de chestie. Adică e sfântă trezirea aia. N-am voie. Odată am întârziat când am fost foarte răcit. Dar cam de când, asta zic, cam de când ai început să lucrezi cu tine la capitolul ăsta? Am senzația că e o... Nu, mereu am fost așa. Da? În capul meu, da. Adică n-aveam voie să... Bun, întârziam, îmi venea să plâng dimineața și acum am dimineți în care îmi vine să plâng de oboseală. Păi mai zine și de asta te rugăm, că noi... Sună-ne când vrei să plângem toți în conferință. E groaznic și oricum când ajung la radio, nu sunt vesel. Eu nu sunt o persoană veselă, sunt o persoană ironică și da, nașpa. Da, dar... Te gândești că nu poți să faci asta cu toată lumea și oamenii poate că au nevoie și de asta, dar și de altceva și te activezi și e responsabilitatea ta și de aici cred că... Dar partea asta de muncă și cu tine și cu capul tău și felul ăsta de a-ți limpezi mintea și de a te pune în stare, cred că ține mai degrabă și de actorie și de tot ce fac ceilalți oameni care trebuie să-și canalizeze, să-și mențină energia intactă vreme de X ore și asta e o tehnică. Nu poți să faci așa. Aș vrea să folosesc acest spațiu pentru a recomanda o carte ascultătorilor noștri, o carte pe care o folosesc în acest moment pentru a-mi îmbunătăți disciplina de sine. Se numește Paradoxul Cimpanzeului și este scrisă de un psiholog de la echipa de fotbal Liverpool. Mișto. Da, și un psiholog al mai multor atleți care au câștigat diverse premii în cariera lor. Practic, da, îți spune că pe lângă eu-ul tău, pe lângă tine ca și om, entitate gânditoare, există un cimpanzeu undeva în creierul fiecăruia dintre noi. Un cimpanzeu care se comportă tot timpul impulsiv, care nu-și dorește decât reproducere și plăcere și care va căuta tot timpul să le aibă cu orice preț. Și înveți să-l dresezi, practic. Cu banane, cu ce îl dresezi. Da, mișto. Am în vedere că e lucru cu fotbaliști. Lucru cu tine. Nu, am glumit. Ce alt exemplu să le dai? Scuze. Știi ce aș vrea să te întreb și eu, Răzvan?
Care-i faza cu vorba asta cu îmi asum? Noi am observat chestia asta. Dacă te uiți la televizor, dacă, deci lași televizorul pe orice post unde se vorbește limba română, în 10 minute cineva o să spună îmi asum ce am spus. Ne asumăm tot timpul. Ne lucruri. Asumăm. Ce înseamnă chestia asta? Cu subiect și predicat. Mie mi se pare că nu are absolut, n-aduce nicio valoare. Deci dacă zic mă duc la baie și îmi asum că mă duc la baie, rezultatul e același. Mă duc la baie. Sincer. Sincer, da. Mă duc la baie. Da. Ce înseamnă asta? Tu folosești expresia asta? Mi-asum, nu. Nu ți-asum? Nu. Nu. Îți asum că nu folosești? Nu. Mă enervează toate astea care sunt categorice. De obicei ele înseamnă în comportamentul sau în mintea celui care le pronunță opusul intenției exprimate. Exact. Adică sincer înseamnă, auleu, ce vrea ăsta să-mi facă? Îmi asum este dimpotrivă. Adică o să evit cu... îndărătnicie să-mi asum ceva. Da, e genul ăsta de... Ce mai e? Cumva mai e la modă acum. Da, oarecum. Sunt cuvinte care nu ajută. Da, ele apar în contexte care țin de categoric, de da. Irefutabil, de decizie absolută. Și o îmblânzesc. Știi, creează o portiță. Adică am zis, cumva o să fac sigur. Și... Așa. Eu cred că e o parte de nu e neapărat, e un semn de punctuație, pentru că e un fel de a încheia discuția. Cumva, deci, domne, da. Am plecat și mi-asum, cumva. Bine, eu mi-asum, dar s-ar putea să nu iasă și atunci exact. Totdeauna... Nu, e exact mioritismul ăsta ancestral, exprimat în forme noi. Veșnic schimbătoare. Eu și cu prietena mea chiar ne-am inventat un joc de băutură. De ce arătați spre mine când ai zis asta? Nu, arătam așa în... Teoretic, cred că stau în direcția aia și am arătat încolo. Avem un joc de băutură. Sâmbătă, dăm drumul la televizor și de fiecare dată când zice cineva îmi asum, bem un shot. Face mișto. Da, reziști cam până la... Dacă încep la 8, la 9, nu mai. Nu mai poți. Da, sună bine. E de trecut pe drapel, cum, după cum ai zis în cartea ta. Ai zis la un moment dat că ai vrea să schimbi... Stema țării. Și să pui acolo alte elemente care ne reprezintă. Aveam șlapii, aveam șaorma. Da. Gardurile. Gardurile. Borduri, da. Și îmi asum dedesubt. Asta zic. În latină. În încheiere, pentru că nu avem nici noi foarte mult timp, mi-ar plăcea să te întreb, în cazul în care vei afla la un moment dat că găzduiești ultima ta săptămână de matinal, și trebuie să-ți alegi foarte bine invitații. Poate din cei pe care i-ai avut, poate din cei pe care nu i-ai avut, pe cine ai alege? Păi aș alege câte unul din fiecare categorie, nu pot să-i numesc, dar aș alege unul să cânte, aș alege unul să facă o operație de apendicită. Eu vreau să fac și o emisiune de cum să ne operăm singuri de apendicită. Să-și facă o operație. Unde da, să-și fac? Cu oglinda. Eu mai șterg eu să nu se aburească. Da, unul să facă glume, unul să gătească și unul să toarne în pahare. Adică pentru pot să-mi permit și eu așa. Da, vine, să da. Fiu puțin răsfățat. Știu că tatăl tău a vrut să te faci preot. Da, a insistat. A insistat? Uite ce nu te-ai făcut. Uite ce catedrală frumoasă aveai acum. E adevărat. Regret? Și cred că aveam și succes la Enoriașe, le de o anumită vârstă. În această notă extrem de optimistă. La sfârșitul slujbei strigau, rețeta! Mulțumim frumos, Răzvan Exarhu. Nu uitați că emisiunea noastră se vede și pe YouTube-ul Europa FM. Nu. Hai să nu confundăm... Să nu... Pe Răzvan îl auziți în fiecare dimineață la Morning Glory, la Rock FM. Pe noi ne auziți în fiecare dimineață la Virgin Radio. Este această comuniune a radiourilor pe da. Care am vrea să o încheiem cu un sunet specific și anume... Mulțumesc și să știți că și eu vă ascult dimineața în drum spre radio. Și da, îmi place mult de voi. Ce frumos! Da. Ce frumos. E cam cel mai frumos lucru pe care am auzit la emisiunea asta până Hai să ne luăm o cameră! Da. Dublu Impact! Cu Ionuț Bodonea și Andrei Lăcătuș.